Arcada a avut o partidă infernală cu vicecampioana Volei Club Municipal Zalău. Gazdele au reușit să smulgă primul set cu 28-26 după ce au obținut ultimele 3 puncte. Setul secund a fost controlat al capul al finei de oaspeți, care s-au impus cu 25-23. Arcada a început bine setul 3 și a reușit să-l ducă până la capăt, punând scorul final la 25-21. Setul 4 a fost extrem de echilibrat, însă oaspeții au fost mai norocoși pe final și s-au impus cu 25-23. Setul 5 a fost de un dramatism rar întâlnit. Volei Club Municipal Zalău a condus cu 13-10 și se părea că va câștiga, dar elevii lui Marian Apostu au avut un final incredibil și s-au impus cu 17-15. Arcada a obținut 2 puncte și a egalat în clasament formația ardeleană. Formația gălățeană se deplasează miercuri la Lyon, unde va întâlni echipa locală Metropol în returul din Challenge Cup.